În legătură telefonică directă pe deputatul Tudor Ciuhodaru, deputatul NPR. Dumnealui a fost ales într-un colegiu din Vaslui, din județul Vaslui, și mai mult de atât vine și cu o propunere de schimbare a legii. Bună seara, domnule Ciuhodaru. Bună seara, domnișoara Petraru. Concret, ce propuneți? Propunerea este că se poate declară caviolul să fie condamnat ca și o crimă. Violatorii să aibă aceleași pedepse ca și criminalii, pentru că până la urmă este o infracțiune cu violență și se insistă, dacă vreți, prea mult pe tenta sau pe partea sexuală acestei infracțiuni. Concret, o pedeapsă mare, o pedeapsă severă, are un dublu scop. Pe de o parte, să descurajeze o astfel de infracțiune, să fie, dacă vreți, să aibă un rol de prevenție, iar pe de altă parte, să protejeze victima, pentru că m-au șocat că la Voleni, pe acea tânără, au fost inclusiv urmărită cu mașina, a fost amenințată, a fost terorizată și s-a încercat să se facă oricare presiune, orice presiune posibilă pentru a descuraja sau să o facă să-și retragă plângerea. În plus, pe lângă cei 25 de ani de pușcărie grea sau închisoare pe viață, se propune prin acest proiect legislativ ca violul să fie scos din legea medierii. Să fie cu iertare, dar nu cred că o infracțiune de acest gen poate fi negociată, că suferința unui pacient poate fi cumpărat la masa negocierilor. Și am văzut de-a lungul timpului, eu sunt medic de urgență și am tratat numeroase cazuri de acest gen. Suferința fizică, plăgile, fracturile, leziunile se mai vindecă. Dar trauma psihică, sindromul femeii violate, cu depresie, anxietăți, tentative suicidare, dificultăți de integrare sociale, este extrem de dificil de tratat. În aceste condiții sper ca și parlamentarii de Vaslui să susțină acest demers legislativ și de ce nu și ceilalți parlamentari, pentru că noul cod penal a făcut o nedreptate enormă victimelor abuzurilor sexuale. A dus în derizor aceste pedepse, a considerat că lucrurile pot fi controlate și din acest punct de vedere am ajuns la aberația ca în România secolului 21 un viol să aibă loc la 4 ore. Iar dacă vreți, prin comparație, New Delhi, capitala violurilor, un viol are loc la 18 ore, așa că stau și eu să mă gândesc dacă nu este momentul să mai adăugăm eventual și alte pedepse cât mai severe ca să descurajeze aceste fapte abominabile. Avem și o altă problemă, să știți, și nu vorbesc numai despre aceste pedepse severe, descurajare și protecția victimei. Nu avem un sistem integrat în care să fie preluate aceste victime la abuzurile sexuale. Am căutat de-a lungul timpului vreun ONG, vreo organizație care să se ocupe de astfel de situații. La Vaslui am reușit să vorbesc cu prefectul de acolo, prefectul Puică, și să se facă un sistem integrat cu inspectoratul școlar, cu cei de la poliție, să se asigure măcar un minim de sprijin pentru astfel de situații. Dar cred că este momentul să organizăm, dacă vreți, acele centre de ajutor a victimelor abuzurilor sexuale, acolo unde să găsească fiecare astfel de victimă și asistență medicală și psihologică și juridică, pentru că problemele sunt extrem de complexe și trebuie rezolvate. Credeți, domnule Ciuhodaru, și asta îmi dau seama, va fi o întrebare delicată și va fi destul de greu să răspundeți, dar tocmai pentru că reprezentați această zonă, sunteți din Iași și eu sunt născută tot în Moldova, la Botoșani. Credeți că în această parte a țării, tocmai pentru că au existat destul de multe atacuri la moldoveni, că sunt într-un fel, că sunt așa și că sunt și violatori, iată, că sunt cazurile astea. Sunt foarte multe violuri în zona respectivă și incest și așa mai departe. Credeți că se confruntă în special această zonă a țării cu o problemă? Sau putem să o extindem în toată țara? Pentru că eu am senzația că apare și o învrăjbire între zone, care ea oricum există de foarte mulți ani. Bănățenii consideră pe moldoveni români de mâna a treia, da? Putem spune, ca să dăm un exemplu. Și așa, în funcție de zone, există tot felul de atacuri, așa, de la unii la ceilalți, între români până la urmă. Nu cred că problema trebuie privită așa. Eu am colegi, prieteni, rude și în Vaslui și în Bârlad, trăiesc și muncesc printre acești oameni și pot să vă spun că sunt mulți oameni extraordinari care trăiesc în condiții pe care alți locuitori ai altor țări nu și le-ar putea imagina și cu toate acestea fac mult bine și se integrează în comunitate și sunt oameni extrem de valoroși. Dacă vreți să vă reamintesc doar că Alexandru Iancuza este născut la Bârlad, asta ca să spun
spunem cam de unde vin și o parte din personalitățile României, dar dacă vorbim despre problema abuzurilor sexuale, aceste lucruri au fost mai bine instrumentate, dacă vreți, din punct de vedere judiciar în Moldova. Sunt mai multe femei curajoase care au mers până în instanță. Dacă vreți, din punct de vedere al numărul dosarelor penale, cel mai mare număr de astfel de dosare pe viol este cel din Iași. Poate că în alte zone victimele au cedat cu mai mare ușurință, poate că le-a fost frică, poate că au renunțat la aceste plângeri, poate că s-au temut de stigmatizarea făcută de către societate, așa că de multe ori știți foarte bine că aceste fapte nu ajung să fie pe masa judecătorilor. Bun, domnule Ciuhodaru, vom vedea ce se va întâmpla mai departe. Am vrut să discutăm și pe tema asta, pentru că vă mulțumesc foarte mult. Eu și Moldova nu pot fi puse ca un top acelor care nu știu ce trebuie să facă. Pe de altă parte...